Pace și bună ziua! Astăzi vrem să facem la cuptor o ruladă de carne măcinată. Avem carne măcinată și punem în ea morcov, punem ceapă, punem un cartof, puțin usturoi. Cam cum se face chiftelele, dar nu le prăjim în ulei, le punem la cuptor. Și am aici până și pâine care să pun aici și facem un sos de mazăre. Aici avem și mazăre. Astăzi sunt foarte ordonată, toate mi le-am pus. Așa. Și începe. Că fasolea am avut și sâmbătă și duminică. Și mai este un pic. Și astăzi nu mai putem mânca tot fasole. Trebuie să mâncăm și noi mai ceva. Și m-am uitat pe un frigider, am găsit carnea asta, frigider, congelator. Am găsit carnea asta, sară, am pus-o, dar s-o descongelat. Și începe. Pune și un pic de ceapă, să-i dea gust. Răzălim și un cartof. Așa. Asta nu mai punem, e suficient atâta. N-am pus usturoi, să punem și doi cățări de usturoi. Cam atât. Un morcov și puțină ceapă și doi căței de usturoi. Dar nici nu știu unde ies. Or căzut când am pus apă. Da. Asta să le pun prima pe ei, să nu mai le pierd pe aia. Suficient. Deci am pus mai mult de jumate, dar e destul. Așa. Și cartoful îl facem aici, că trebuie străcurat. Dar nu dăm. Recurăm abidonul. Așa.
pâine, două felii sau trei, depinde ce cantitate aveți carne. Așa. Deci, am un cartof, am puțină pâine, am jumătate de morcov, foarte puțin, pun condimentul ăsta, cam așa, că nu am piper. Sper ca mâine să-mi iau și eu piper. Condimentul ăsta e cum sunt condimentele italienești. Punem două lingurițe de vegeta. Punem o linguriță de sare. Nu știu acum cât sare am pus aici. Spargem din nou. Mai pun un cui mic. Așa și amestecăm. Că-i bine. Punem și ceapa asta, am găsit ceapă verde și o pun și pe asta. Și am avut și puțin pătrunjel. Știi ce vă spun eu astăzi? N-aș știu ce mâncare să fac, sincer. Vă spun adevărul. Dar sper că mă descurc. Ia că am pus și pe asta. Tot ce am găsit pe un frigider, am mai pus și adăugat. Și ăsta, uitați, ăsta e mozzarella. Îl pun și pe ăsta. Rău nu poate să-i fac. Doar că îl mai leagă puțin. Da, da, e și ceva trebuie să iese. Am pus tot ce-a trebuit. Uite așa.
ung așa, în soare. Sper să fac bine, ca să nu mai pun hârtia aia care se prinde. Asta din cauza să nu prăjesc în ulei chiftelele. Și ia că facem așa. Să mai pun ou așa să fie în mijloc ou sau să nu mai pun? Nu mai pun. Să nu mai pun? Nu. Ok, dacă tu zici. Dacă tu mă întrebi. Eu aș putea să pun aici, așa, să fac cuib și să pun vreo două, trei. Da, dacă tu zici, eu așa fac. Da. Cu cuib de ouă tot ai făcut, mai fă și fără. Exact. Pun o linguriță de boia. Sper că e suficient. Bun. Să fie o linguriță, da? Nu-i chiar vegetă. Pun și puțină sare. Dacă aveți piper, puteți pune și piper. Și vă arătăm despre ce e vorba. Am ulei la 5 kg și eu nu vreau să pun din ăla, că abia țin bidonul. Uitați cât ulei am pus, arată să vadă. Dar de ce nu iei carafa aia ca să pun în ea ulei? Care aia? Cana aia de un litru. A. Când ne glijez. Când am terminat, mă iau și plec și uit. Atât am pus. Lasă ce spun eu. Na, așa, hai aici. Sper să fie bine. Bun, nici el nu a fost așa. Să-i dăm un pic de față. Cam prea uscat. E cam prea uscat, da. Hai să mai. Și usturoi să mai poate pune. A pus doi căței de usturoi. Aici mă refer. Acum, așa acolo. Da. Nu-mi place cum miroase usturoiul când e prăjitare. Ia ca așa. Și un pic de zahăr să mai poate pune. Să pună. Cine vrea să pună și zahăr. Și eu am pus vegeta. Da, eu îți dau idei, nu pentru noi. Că tu nu mai poți să mergi dacă să pune zahăr. De gust mai fain. Eu am pus vegeta, am pus sare, am pus boia. Și cred că e destul. Cine vrea să pună ouă, ați văzut... Cine a văzut, cine nu a văzut, se poate sparge ouă, se face cuib și se pune ouă, așa ca la drum. Mm.
Chiar că ar fi faină idee după un drob. Eu te-am întrebat dacă să pun ouă sau nu și ai zis că să nu pun. Nu, eu zic de drob să nu faci. La drob trebuie altceva. Păi da. Totuși n-am zis din ce carne am făcut. Ah, de porc. Carne de porc. Cine vrea poate să facă din piept de pui sau chiar din pulpe de pui. Nu e nicio problemă. Dar eu asta am găsit acolo în congelator. Și asta face. Ia că am luat capăturile de acolo, de lângă tavă, să nu se lipească capăturile, știi? Și am făcut așa. Acum să vedem când e gata. N-am făcut fără hârtia asta care se pune pe fund. Niciodată. Acum să vedem ce se întâmplă. Hai să arăt. Uitați, așa am făcut. Deci capăturile astea le-am luat acolo, așa, și aici la fel, ca să nu se lipească de... Da. Aici mai am ceva. Gaj. Atât. Pentru 40 de minute, cam așa, am pus. Acum îi 10 și 10, vedem. Acum face mazărea și după aia fac și câțiva cartofi naturi. Și acum mă gândesc că eu nu mai am pătrunjel frunză. Îi pune dățelile peste cartofi. Nu mă dă seama. Dar legumele unde vin puse? La mazăre? Da, și pun aici la mazăre. Aș putea da pe răzătoare, dar parcă așa îmi place mie mai mult. Să tăiem morcovul așa. Poate îi place la Natalia mazărea. Astăzi nu prea are mâncare pe placul ei la grădiniță. Nu știu ce are. Macaroni cu nucă. A, păi macaroni îi place. Nu știu dacă îi place cu nucă. Acum cu nucă.
Pot să-i fac pizza, dacă vine. Să-i fac pizza, că... Nu, lasă, nu fac nicio pizza, mă. Vedem, dacă mâncă bine, dacă nu, face atunci, eu știu altceva. Dar eu cred că mănâncă. Deci, atâta am. O ceapă mijlocie și o jumătate de morcov. Și ăsta călit. Punem puțin ulei. Și lăsăm să moare puțin. Punem puțină apă, așa, să se moaie. Revenim. Ceapa se prăjește cu morcovul. A, m-am arătat aici. Trailing-ul de amidon. De porumb. Asta este strișcă lichidă, naturală, de la Lidă Piloș, se numește firma. Mă deranjez. Da, că e destul de grasă, 36%. Se poate pune și lapte și amidon. Noi am ales de data asta să punem frișcă lichidă, adică smântână lichidă. Am ales că n-avem destul lapte, să știți. Da, mai avem un litru și ne trebuie la cafea. Vorbesc serios. Trebuie să mergem la cumpărături. Mâine cu ajutorul Domnului. Că așa, acum punem masărea. Unde v-am zis? Lângă tine. Mai avem câte o frunză de mazăre. S-a făcut-o cu apa aia. Da, mă, da. Și acum o putinim cu degeta, dar mai lasă fie acolo. Asta ar fi un sos minunat. Frișcă. Smântână lichidă. Ca să face și frișcă. Dar e neînducită. Da, să face și frișcă. Deci asta ar fi un sos mai deosebit.
Normal a fi pus lapte. Acum n-ai ce să buși că nu am pus codul negru. Da. Altceva. E altceva. Tot ce, din păcate, tot ce e gras e bun. Uitați, o lingură numai. De vegeta. Și puțin sare. Și gata. Nu știu dacă nu ar fi un pic mai bine, dacă pune un pic de apă. Da, e bun, acum apă. E prea consistent, da. Știi? Știu. Așa că e bun. Și acum lăsăm să fiarbă puțin. Revenim. Curățăm cartofii. Dragi, te pugați pe mai încet. Mai încet de atâta, cred că nu pot. Deci, mami, numai de acolo poate să deie mai încet. Aici nu văd. Aici, în față. Poți să faci, dau un exemplu. Faci așa. Lasă, nu mai da acum, lasă așa. Ok. Asta se face. Cât timp a stat? Oh, 10 și 10, 50, 40 de minute. Cam... Pe acum trebuie scos. Cartofii ăștia iară i-am nimerit din aia buni. Foarte fain. De acolo din piață, la obor, cum intrați pe stânga, pe colț, este un domn care le aduce din Brașov. Și am luat și anul trecut, i-a plăcut la mami foarte mult. Și de fiecare dată când luăm de la el, îi plac, sunt buni. Acolo. Să știți că nu sunt eu chiar așa pretențioasă la cartofi, dar decât să iau din aia care, pe cuvântul meu, le-am fiert, odată cu nu știu ce am pus eu la foc și au fost gata, cred că carne sau ceva, și cartofii tăi nu au fost fierți. Da, de la Kaufland, aia fiert mai... Foarte greu. Mai greu. Aia pentru salate de cartofi indicați. Așa la nemț, sortimentul ăla, ăia roșii, sunt pentru salată și fierb greu. Sunt mai multe soiuri de roșii, că uite, un exemplu, ăștia sunt roșii care eu acum le curăț. Da, sunt mai multe feluri de cartofi roșii. În Austria, fiecare cartof are denumirea lui. De ce nu faci așa aici așa? Nu știu. Și știe, de exemplu, Elizabeth știa, a, mirabele, e bun pentru aia. Eu mai știu care sortiment, e bun pentru aia la altă, știi? Da. La noi este alb și roșu, nu? Ia. Aia albii, dacă nimerește să facă prea tare, să fiarbă. Și atunci... Așa sos. Mai rar. Da, de bun. Ai gustat și tu? Da. Wow, ce bun e.
gata. Mamă, ce fain arată. Trebuie să fac o poză. O lăsat prea mult în soare. Păi e carne de porc. Și s-a topit și untura aia, știi? Ce ai pus-o tu acolo? Eu am pus foarte puțin. Opa, telefonul ăsta urât. Dar chiar acolo s-a mult. O mai lăsăm puțin, dacă e așa vorba. Aici aș putea să stâng. Da, las așa încet. Am pus și frunză de dafin. Am pus trei din alea mai mici. Tati, nu mânca, că imediat e gata mâncarea, jumate de ore, gata. Vreți să vă arăt dafinul meu? În afară? Vi-l arăt, da. Acum, ăsta îl pun singur și ăștia lanți poate mai le desfac și le pun în două. Dar le las așa, cred că, fiindcă păstă iarnă. Și atunci, la vară, cu ajutorul lui Tatăl Ceresc, o să le despart și le pun în grădină, așa. Dar nu moare afară iarna. Nu, da, când îți mai maturi. Au, uite, ăsta, dă cum e jos. Când îți mai maturi, nu. Ce ai tu? Ții, baiu. Era să dea cu mine jos. Una m-a împins și asta l-a întâlnit la spate. Ce stupid dogs. Rolile noastre. Leațurile o să le folosim. Dă mătura. Uitați, ăsta e trandafirul lui Dacian. Cum l-a chemat? Julio Iglesias. Hai să-l arăt. Așa grijă ai avut el toată vara. Am avut, Dumnezeu știe că am avut. Deci, crenguța asta, vedeți? Și aici, uitați acolo jos, vedeți? O să deie la primăvară, dar o să pun pământ pe el să nu înghețe. Uitați asta lui care m-am cumpărat eu, care toată lumea, de ce n-ai luat la Dacia? Uitați. Deci când se cumpără un trandafir și vedeți că e mai maturizat, mai un pic, mai crenguțele lui mai grosuțe, ăla da, dar ăla săracul nu i-o merge toată vara bine. Și, na, dar ăsta meargă. Da. O să-i meargă, da. O să-i meargă. Florile astea nu trebuie puse înăuntru. Care? Astea? Ăla în ghiveci. A, ăla da. Ăla îl mai las un pic până nu vine frigul și atunci îl bag. Dar ce bine i-o merge. Și asta trebuie iară pusă înăuntru. Da, trebuie să iau ghiveci la aia. Dar nu știu dacă n-am eu pe-n pod. Trebuie să fie ceva, cum să nu. Leușteanu, uitați acolo e leuștean. Eu merg destul de bine la leușteanul ăla, care l-am cumpărat din piaț în Păhărer. Și ăsta de aici, stați că vă arăt. Frunza asta de aici, l-am pus așa că o spus că să n-aibă nici umbră, dar nici cald tare, deci soare tare. Și l-am luat cu vreo 3,50, cam așa, 30 de lei. Era așa o bucată mare, deci rădăcină mare, maturizat. Și l-am pus acolo, o avut ceva frunza asta vară. Dar mai bine l-o mers la ăla care era din Păhărel, ca la ăsta care era maturizat. Nu știu de ce, dar bine că l-am. Da. Și văd ce-am dat la
cum l-o chema, Iasomie. M-a dat pui. Tu ai putea să arăți aici? Da, uite-te și tu ce e aici, uite! Nu, înaintează, nu! Asta din colț, de aici din colț, e Iasomie și i-a dat un puiuț. Asta e puiul lui care i-a dat acum și mă bucur. Și ăsta de aici sunt niște flori mari, roșii, acum în toamnă l-am luat. Să vedem pe anul viitor cum o fi. Și alu sora Camelia. La primăvară vedem și noi ce o fi. La primăvară să vedem dacă face flori de casă asta. Okay. Sosul e gata. Așa am vrut eu să fie puțin o idee mai subțire. Vedeți? Nu-i gros din ăla așa înțăpenit. E mai puțin mai fluid. Am pus și dafina, am spus. Îl mai las, poate, până să fac și cartofii. Și mai las așa puțin să fiar. O să-l închid. Nu mai atâta să ai grijă lui. Lasă, că nu s-a fumat. Asta nu a fumat. Nu. Să știți că am văzut cratiță din asta, sincer vă spun, la un francez. Eu tot cam mai mă uit la francez cum fac mâncare. Exact până și capacul și tălpul. Păi în Franța se face tefalul. Da? Da. No, exact așa au avut și el, și culoarea și tot. Și m-am gândit, uite mama mea, care m-a luat o cară. M-a venit acum aminte o firmă foarte bună. Care? Țepter. Și aia mai bună ca tefalul? Da. M-ar mai trebui vreo două. O idee mai mică ca asta. Carmen? Da, ce acum? Cu Carmen. Ție ți-a spus. Că mă mai pun la idei. Hai că mă uit să vă la țepte, să găsești la noi în țară. Camătușa Elița. M-am uitat pe internet. Deci eu știam de oalele astea că scump. Că nu știam că scumpe. Știam că sunt de calitate. O văzut, m-am eu tigaie 22 de milioane, adică 2200 de lei. N-o las. 3.000 de lei. Dacă ar aduce și mâncarea să se facă tot în ea. Deci ne depășește. Îi de la așa, între 400 de euro și 500 de euro, 600 de euro. Îți dai seama. O tigaie și o oală. Nu, nu. Mai bine e tefal. Dar cine cumpără oalele alea? N-am înțeles. Cine le cumpără? Dacă există, înseamnă că le cumpără cineva. Aia care nu știe să facă mâncare. Că iau bani, știi? Poate să o cumpere, dar habar n-are să facă mâncare. Zic eu, mai este. Poate le jignesc pe cineva. Nici nu știu cine le face. Nu știu dacă nu le face elvețele. Nu știu sigur. Dar prea de tot. Să dai tu 200-300 de euro sau 400 pe una din asta. Se poate așa ceva. Uite că se poate. Se poate, dar nu la noi. Dar nu la noi. Noi suntem mulțumiți. Tefalul e super. Suntem mulțumiți. Și cu asta mea, uite, vezi cum ferbe. Da. Da, am luat-o de la Sengros. Deci e scump, foarte scump. M-am uitat pe EMAG, există și la noi, în România, țepter, dar... Are garanție 100 de ani? Poate să aibă și 200 de ani, că nu ne ajută cu nimic. N-am sfârșit. Nu trăim atâta. Noi, m-am făcut sosul meu, e gata, chiar nu mai las. Eu te l-am lăsat acolo să mai fiarbă cât de cât, dar... chiar îl stâng. Și cartofii ăștia, da, sferți. Și ăștia sferți. Stai că vreau să pun în... ce? Ce abuz a făcut? Da, și mai bine las aici.
trage hota, știi? Da. Și nu am frunzișoare, să știi. Mami, ar trebui să te mai uiți la carne. Da. Deci, uite, stai să mă... O oră și un pic. Acum o scot. Sigur e gata. O mai las până mă joc eu aici. Să știți că mă joc. Nu. Ce faci acum? N-am frunză de pătrunjel pe cartofi și pun așa numai de design. Știi tu ce înseamnă? Design? Știu. Uh-huh. Nu, să arate așa cât de cât frumos. Așa ceva cred că numai eu am făcut acum. Mi s-au gătat proviziile, coșul meu e gol. Crocodilul e flământ. Mai am, nu știu dacă n-are o lună, dar acum, astăzi am vrut să fac sos de dovleac. Și de ce l-ai făcut? La ceea ce am eu la cuptor, dar am zis dovleac după dovleac, mai zice lumea că nu mi-s normală. Dar asta nu-i dovleac, e doblecel. A. Chiar mergea. N-a lasă. Mazărea mere primăvară. Și e toamna mere. Mazărea mere la orice oră. Știi? Da. Unt, dacă am după aici. Așa. Punem unt. Vezi că acum am găsit și eu răzătoarele, dacă le-am pus aici. Uh-huh. Că nu mai știe nimeni de ele. Arată inima la tată. Că trebuie să-și răzălească morcov și el are nevoie. Dar el are aparat. A. Ăsta e unt, să știți. De aici l-am tăiat. Cred că destul. Acum, dacă l-am aici în mână, îl pun dat. Să știți, doamna Cuța, că răzătoarea asta e minunată, dar atâta mi-e de frică de ea, nu cumva să ajung cu degetele acolo, că e foarte eficientă. Nu te iartă. The dark. Ce scrie acolo? Stai? Da. Ah, the bakehouse. Eu am pus sare, dar... Așa... Am făcut cartofi puțin, că știu că nu toată lumea le îndrăgește, numai eu și nu știu cine mai. Și acum eu am găsit aici pătrunjel uscat. Uite că merge și treaba asta și pun și din ăsta un pic. Ce are? Bine-o fi. Așa. Păi pune tot acum, dacă ai tăiat. Stai, că nu rămâne aici. Facem parcuria. Da, mâinile mele sus. Lasă că închid eu. Gata, e tot închis. Am închis înainte, cu vreo 10 minute. De ce nu m-ai spus? Să ai surpriză. Filmam și nu...
Mai m-am gândit să-ți spun. Uf, telefonul ăsta. E făcut, dar dacă nu puneți de din jos hârtie, se prinde. Unde pun eu acum cartofii? Pun sosul aici? Mai pun eu felie, că arată prea sângură. Prea sărac? Da. Serios? Da, să fie mai cu bogăție. Mai cu bogăție. Am preluat cuvântul ăsta de la Mari, de la Macu Galben. Nu se poate. Așa. Bă, ce fain. Așa. Aș mânca acum, dar mai am până pe la vreo 1-2. Mă scuz. Așa am considerat că e mai bine să fie farfuria, să se vadă cum pun. Ia ca așa. Și pun mazărea deasupra. Nu știu, nu prea-mi place ori era așa farfuria, dar nu. Sau pot să pun așa lângă. Bine-o fi. Ia ca așa. Și aici pun un pic de moț. Cartofii și cu sosul de mazăre în centru. Da. Atenție. Eu, sincer să fiu, eu mă bucur de cartofii ăștia. Eu, sincer, acum așa și mânca farfuria asta. E o poftă bună. Aici e o minunăție. Aha, așa o să fac poza. Fain. Sigur e foarte bun. Părerea mea, așa la cuptor, cea mai gustoasă carne pentru rol la cuptor e de carne, de porc. De curcan, de găină, de nu știu ce-o fi, nu prea. Fiindcă se uscă, dar asta de porc e fragilă și suculentă și gustoasă. Și ați văzut cât e am pus în ea? Doar piper n-am pus, atât. Să știi că... Nu mai pune cartofi, că arată foarte bine așa. Da? Da. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Cui îi place, e minunat, cui nu îi place, nu îi place. Și da, este care nu le plac masărea, este care nu le place în cuptor carnea măcinată. Eu vă doresc o zi binecuvântată de Domnul Iisus și încercați că nu-i mare lucru. Eu înainte mai puneam și unul și făceam așa în mișuc aici să se vadă o... Mai frumos așa. No, acum, astăzi, au ajuns așa și, cum spun, încercați că nu-i mare lucru. Eu mulțumesc la Dumnezeu că am terminat, mai un pic să duc după Natalia, eu am terminat mâncarea. Mai încolo, pe seară, vreau să fac întorsuri cu brânză. Sincer, mai aș mânca și eu. Voi numai din alea, prăjduri cu dulce, cu... mai îmi fac și eu pofta. Vă dorim numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie și cu voi și cu noi, să vă poarte de grijă, pace, la revedere!
îți aud glasul. Sunt gânduri ce mă pasă, dureri pe care le ascund. Am obosit și mult prea greu mi-e pasul. În umbra mea e un trecut pe care nu pot să-l uit. Sunt rând care mai sângerează și acum. Sunt visuri și doruri ce nu mai apun. Momente în care pierdută pe drum. Atât am putut doar Iisuse să-ți spun. Să fii.